Zincul este un oligoelement de care organismul are nevoie în permanență. Cea mai bună sursă de zinc o reprezintă alimentele, dar există și suplimente alimentare care oferă cantitatea zilnică recomandată de zinc. Recent, oamenii de știință au descoperit că această substanță minerală este benefică pentru sănătate, prin prisma faptului că ajută la sintetizarea proteinelor și datorită faptului că poate combate bacteria care provoacă pneumonia. O echipă de oameni de știință australieni au descoperit că zincul combate bacteria responsabilă pentru declanșarea pneumoniei, dar și a altor boli posibil letale, printre care meningita. Se știe de foarte mult timp faptul că zincul joacă un rol important în capacitatea a organismului de a face față unei infecții bacteriene, dar este pentru prima dată când cineva a demonstrat că zincul chiar blochează accesul bacteriei în organism și provoacă moartea acesteia înainte de a putea fi declanșată boala. A declarat autorul studiului și profesorul la secția de boli infecțioase a Universității Adelaide. Conform cercetătorului, bacteria se hrănește cu mangan. În acest joc, intervine acțiunea benefică a zincului. El blochează accesul bacteriei la mangan și astfel poate preveni îmbolnăvirea organismului. Până când concluzia studiului va putea fi concretizată într-un medicament, este bine de știut că împotriva pneumoniei există vaccinul pneumococic. Anual, peste un milion de copii din întreaga lume mor din cauza pneumoniei, relatează sfatul medicului Pungro.